V-aș ruga frumos ca să avem un pic de îngăduință pentru acești doi tineri, pentru părinților și pentru noi toți. Cinstit mire, cinstită mireasă, închin în fața dumneavoastră câteva cuvinte frumoase și bune, ce-ți de mare folos pe lume. Pentru un moment, glumele și hazurile, vă rog să le lăsați, cuvântul de iertare să-l ascultați. Că nunta e lege sfântă și de bunul Dumnezeu blagoslovită, și în biserică se cântă și ne spune cartea sfântă, că-și vor fi amândoi un singur trup, precum Domnul Sfânt a vrut. Taina sfântă a spovedanii o cunoaștem din predanii, cât de mare rol anume are pentru întreaga lume. Pentru ea Mântuitorul a vorbit la întreg poporul, că nu este mântuire fără de mărturisire. Biserica ne cheamă și ne învață ca o mamă, noi cu multă umilință să venim la pocăință. Pocăința-i taină mare dată pentru fiecare, pentru drept și păcătos cel ce crede în Hristos. La fiii dumneavoastră le-a venit vremea să se despartă de mamă și de tată și să meargă spre a lor casă, care de bunul Dumnezeu aleasă. Fiii voștri îngenunchiați vă roagă frumos să iertați și să-i binecuvântați, căci de mici sânul mamei vi l-au subt. Poate vreo supărare v-au făcut, poate v-au greșit vreodată către mamă, către tată. Fata supără pre mama, poate fără să-și dea seama, iar băiatul către tată mai răspunde câteodată. Așa și dumneavoastră, cinstiți părinți, încă să vă amintiți din timpul copilăriei, din vremea căsătoriei, cum și dumneavoastră ați îngenunchiat și pe părinți i-ați rugat și v-au iertat și v-au binecuvântat, de ați ajuns ca astăzi să vă bucurați, fiul să-l însurați și fata să o măritați. Vino, maica mea cea bună, nu măicuță de o lună, ci măicuță de o viață. M-ai crescut cu drag pe brață, m-ai crescut, m-ai legănat, fecior mare de însurat și fată de măritat. Și de aceea, dragă tată, și de tine am ascultat. Pentru acești doi miri frumoși, care nu stari făroși, astăzi ei îngenunchează, ochișorii lăcrimează și cu binecuvântare la părinți își cer iertare pentru toate ce au făcut de acum și de demult. Ei sunt tineri și frumoși, azi un pic cam rușinoși, dar să-i învățați de bine, nu mă ascultați pe mine, sunt un tânăr păcătos, cu nimic nu-s de folos. De aceea vă rog, țineți minte, legile Domnului sunt sfinte. Domnul Sfântul ce a zidit cerul și pământul numai cu cuvântul, marea și toate câte sunt întrânsa, le-a zidit numai cu zisa, cerul frumos înstelat și acest colț de rai minunat, cu pământul roditoare, cu izvoare curgătoare, cu păduri de brad și fag, cum îi omului mai drag, cu acești munți cu vârfuri mărețe, de o mândră frumusețe. Iar astăzi, aici, la masa mireasă, pentru aceste câteva puține cuvinte alese, la domnișorul mirii doresc un kilogram de achior divin, ca și de la Hristos, amin. O să hii și o țuică de zaleu, de ce iubeu și eu, sau poate o palincă de prună, dată cu o vorbă bună. Iar de la domnișoara mireasă, una framă cu sută pe pânză de indicasă, nu fie împrumutată ori de pe ei, prin vecin luată. Să nu fie cu sută de mamele lor, să fie cu sută de dânsa cu drag și dor. O să hiși din buș, mi-a fi bună pentru muci. Iar astăzi, domnișoară mireasă, să fii mândră și frumoasă. Nu te uita în dreapta ta, mirile taci, să vezi mânisară ce ți-a face. Că și mirile-i bărbat tare mândru aranjat, haină nouă îmbrăcat. Prea cinstită adunare, înainte de plecare, la casă de la mireasă acești miri se împreunează. În fața sfântului altar merg și îngenunchează.
dați cu pâine și cu sare și cu darul Sfintei sale, ca să meargă spre a lor casă, care-i de bunul Dumnezeu aleasă. Taina sfântă a anunții se face cu mare și dreaptă credință, pășind în fața sfântului altar cu binecuvântare și dar. Iar noi zicem fericiți, într-un mulți ani să trăiți. Vă mulțumesc și mă iertați. Vivat muzica! Trăiți.